10, 9, 8, 7, 6, 6, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Odată. Emma știa că este deșteaptă. Era unul dintre acei copii inteligenți, acel copil care realizează de mic că părinții nu sunt atotputernici și atotștiutori. A realizat acest lucru atunci când s-a speriat pentru prima dată. Se auzise ceva în camera ei, de sub pat sau din dulap. Plângând, Emma a fugit pe hol strigând: Mami! Tati! Ce s-a întâmplat, drăguță? Am auzit un monstru! A spus ea înlăcrimată. Se aștepta ca părinții ei să o alinte, să o consoleze, să-și dea ochii peste cap sau chiar să se enerveze. Dar ei au sărit imediat din pat și au fugit direct în camera ei, unde s-au uitat sub pat, în dulap. Ba chiar au verificat dacă fereastra este închisă. Au încercat, au deranjat, au scos lucrurile din dulap. Au verificat fiecare centimetru din cameră. Iar Emma s-a prins repede. Știa ce fac părinții ei. Dacă iau frica în serios, îi arătau fetiței lor că este în siguranță și iubită. Probabil au citit acest lucru în vreo carte, dar lecția pe care a învățat-o Emma a fost că a înțeles că are putere. Așa că a devenit un obicei să-și trezească părinții în fiecare noapte. Emma plângea și țipa, iar părinții veneau în camera ei, iar ea își ascundea zâmbetul în lacrimile false de pe fățuca mică și sensibilă. Dar aceștia nu s-au plâns niciodată. Au intervenit de fiecare dată, cu același interes. Într-o noapte, mai exact în a doua noapte de Crăciun, Emma nu a mai rezistat și dintr-o dată a început să râdă de nu se mai putea opri atunci când tăticul ei a căzut în timp ce verifica crăpătura dintre bec și tavan, de parcă un monstru ar încăpea acolo. Ce este așa amuzant? Întreabă el, cu o mână masându-și capul de durere. Spusese Emma zâmbind. Tot timpul mă crezi! Tati nu era nervos. Pur și simplu se uita la mami. Odată, a spus el în liniște. Doar o singură dată nu l-am crezut pe fratele tău. Iar Emma, singură la părinți, nu a mai dormit în acea noapte. Puls 0.